Noroc, prieteni ai emisiunii Lumina. Astăzi am un mesaj mai personal pentru voi. O să înțeleg perfect dacă nu o să vă regăsiți în el, dar m-aș bucura să găsiți răbdare și să-l urmăriți până la capăt, pentru că vreau să aud și părerile voastre despre această situație slash întâmplare. A, și tare vă rog să nu vă concentrați pe bubița de pe năsucul meu pe care mi-a făcut-o feciorul meu. Eu pe jucuista încă să-l găsesc. Mai pe scurt, situația delicată constă în următoarele. O cunoștință de pe Facebook îmi scrie un mesaj în care mă roagă să șterg un video de pe contul de YouTube al emisiunii Lumina. Un video despre un pedist pe care l-am făcut în 2018. N-ați înțeles corect, nu, în sens că am făcut un video, nu un pedist. Eu n-am făcut niciun pedist în 2018. Poftim un fragment din acest video despre care vă vorbesc. În casa de pe ulița vecină, stă singură în casă o bătrână. Ce bradu împodobește an de an și așteaptă ca să vină vreun golan, ca să-i deschidă ușa și să strige: bunico, vin afară, că iar ninge. Vyacheslav Burlak spune că... Stai, de ce tăiați vorba din gură? Și cu montajul ăsta? Eu tot ce am înțeles din poezie e că o bătrânică stă în casă în timp ce afară ninge și așteaptă să fie chemată de un golan afară în timp ce afară ninge. Stai, femeie dragă, în casă, afară ninge. Asta în primul rând, în al doilea rând, de ce ar trebui unui tânăr să cheme o bătrână pe timp din soare afară? Papușca! Igu, mitica! Igu, manică! Aaaa, eu mă tic ne-am dat seama. Eu am o variantă mai bună a versurilor și poate să înțelegeți și voi. În casa de pe uliță vecină stă singurică o bătrână și în loc să aibă o pensie decentă și un sistem social de care îți beneficiază la bătrâneță, la poartă i-a venit un master sport și i-a dus lemni și culioși cu simbolica clubului sportiv pe care îl conduce. A, zaibiți poezie, zaibiți! Vyacheslav Burlak spune că aceste versuri reflectă realitatea din Moldova, cu bune și rele. Vyacheslav Burlak a început mai de mult să dedice scrisori de iubire pentru PDM pe blog, devenind membru de partid, după aia consilier raional și în 2017, încet, dar cu pași siguri, a devenit președinte de raion, la Criuleni, iopta. Ei, și eu, văzând cu câtă stângăcie și gust amar holdingul Plahă îi laudă poeziile, cereți nehaciu, credeți-mă, voi nu vreți să fiți în pielea acelui reporter care e nevoit să plece la Criuleni, să fac un material despre un volum de poezii a unui blogger devenit președinte de raion. Mi-am dorit să fac acest video pentru că omul mă blocase pe Facebook și doar pomenea de mine indirect prin comentarii de genul: nu poate fi etichetat decât imbecil, nu poate fi. Ei, dacă e poet, are licență poetică, poate să strâmbi cuvintele. Deci nu poate fi etichetat decât imbecil, am înțeles. Cine are posibilitatea, transmiteți-i soției acestuia să nu mai facă copii cu dânsul, fiindcă separat, normal, poet, riscă să aibă parte nu doar de soț idiot, dar și copii imbecili. Dar și de copii imbecili. Și ne riscă să aibă soț idiot, copii, soție... Nu, mai scurt, normal mesaj, ca din partea unui funcționar public, așa e, destoinic, pedemist, om cu P mare. Și atât acum, la distanță de aproape 2 ani, sunt rugat de o persoană terță să șterg acest video. Dar de ce? De ce ar trebui să o fac? De atâta. Nu! Nu peste tăt merge răspunsul ăsta unui copil de 3 ani. Și persoana care m-a rugat să șterg video mi-a explicat că, atenție, fiicele lui Vyacheslav Burlak suferă pentru că primesc multe înjurături și glume pe seama acestui video. Serios? Serios? Acum eu, fire sensibilă, cu bubiță pe năsuc, bineînțeles că am vrut să șterg canalul, să-mi dau foc de dureri. Nu, dar sincer, pentru o clipă chiar am luat în calcul varianta în care eu șterg acest video. Pentru că ne-am zis, băi, n-am eu nevoie de suferința unor copii pe care nici măcar nu-i cunosc. Dar m-am potihnit în două argumente din interiorul capului meu și e că aici vă rog să fiți atenți. Vă regăsit sau nu, o să-mi spuneți la urmă. Primul argument. Dacă eu șterg acest video, asta ar descalifica majoritatea creațiilor pe care le-am făcut eu de-a lungul anilor. Nu e ca am glumit eu pe seama lui Candu, Dodon, Plahotniuc. Copiii lor au avut de suferit. Distrugem, znači, casetele și magnetofonul. Și că în acest moment nu ni s-a părut normal să spun o astfel de cruce peste videourile mele. Și al doilea argument. E curios cum persoana care m-a rugat să șterg acest video mi-a zis că fiicele lui Vyacheslav Burlak suferă pe seama acestui video. Adică tot eu sunt vinovat pentru ceea ce a făcut tata lor împreună cu și pe banii Partidului Democrat. Dar de ce? De ce eu trebuie să port vina pentru acțiunile sau inacțiunile unui demnitar, funcționar public care a greșit? De ce? De atâta. Da, ajunge, Dodon, mai lasă-și pe altă dată. Sper astăzi sau mâine să ne mai vedem. Cum a spus și mult adoratul comedian Dave Chappelle, toate glumele din lume îți par amuzante.
până când ele încep a fi despre tine. So I say a lot of mean things, but you guys gotta remember, I'm not saying it to be mean, I'm saying it because it's funny. And everything's funny till it happens to you. Dragi prieteni, cam asta e situația delicată despre care am vrut să vă povestesc și la final vreau să vă întreb ce credeți că ar trebui eu să fac? Să șterg video de dragul unor copii nevinovați? Să păstrez video de dragul a mulți alți oameni care s-ar putea să-l vadă pe internet și să învețe ceva nou? Să învețe că poți fi și birocrat și talentat? Sau poate să șterg acest video care cu siguranță nu adaugă puncte la karma poetului din Criuli? Let me know in the comments below. Dați-mi de știri mai jos în comentarii. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Pe obicei, numai bine. Să aveți un sfârșit de săptămână. Iarna este grea. Omătul este mare. Cine susține emisiunea Lumina pe patreon.com/fedot este om bun, sincer, e fapt demonstrat.